Asnom Palladium este limuzina SUV care vrea să le fure clienții brandurilor premium Mercedes-Benz și BMW. Constructorul numește acest model hiperlimuzină și îi asigură un design unic în industrie. Partea frontală pare preluată de la Rolls-Royce, afișând o grilă de mari dimensiuni cu lamele verticale. Constructorul vorbește și despre un geam al orizontului, amplasat în montantul spate. Acesta permite pasagerilor să privească în exterior fără să se expună. În locul portbagajului clasic, cei de la Asnom au ales soluția unui sertar care se deschide paralel cu solul. La bord apar materiale pretențioase, cum ar fi pielea, lemnul și aluminiul. Cei care iau loc în spate vor fi răsfățați cu tot confortul pe care îl poate oferi o canapea clasică, pentru că așa arată bancheta cu perne de acolo. Sub capota lui Palladium funcționează un motor V8 de 5,7 litri. Unitatea dezvoltă 710 cai putere și un cuplu de 950 Nm. De 4,5 secunde are nevoie mașina pentru a accelera de la 0 la 100 de km/h. Viteza sa maximă este de 210 km/h.